Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, iată-ne cu darul Dumnezeu în prima zi a anului nou. Și biserica ne întâmpină astăzi și cu cântări deosebite, dar și cu texte din Sfânta Scriptură deosebite, care ne fac pe noi, ne pun pe noi într-o oarecare încurcătură. Căci gândul nostru e de fiecare dată să cuprindem cât mai mult, dar nu putem cuprinde absolut toate înțelesurile și cuvintele ale Sfintelor Evanghelii, căci fiecare sărbătoare are mesajul ei. Fiecare sărbătoare are bucuria ei, dar și fiecare sărbătoare are pe aleșii ei. Și poate cineva va zice, cum adică fiecare sărbătoare are pe aleșii ei? Da, Sfântul Ioan Gură de Aur, într-una din predicile sale, spune că Dumnezeu pentru fiecare sfântă liturghie își alege pe creștinii săi care să participe la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Și acum când vă văd pe dumneavoastră, ce aș putea să spun decât doar atât? Că vă fericesc! Ați fost aleși, ați fost chemați, ați venit cu drag în casa lui Dumnezeu, ca să participați în prima zi a anului la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie a Marelui Vasile. Și ați văzut dumneavoastră cum, poate ați ascultat așa mai cu atenție, deși în ziua de astăzi cam greu ne stăpânim mintea și greu urmărim cântările bisericii, mai cu seamă cei care nu sunt familiarizați cu acestea. Deci dacă am fost cu oarecare luare aminte, am văzut că praznicul de astăzi se întâlnește cu un fel, într-un anume fel, cu al doilea praznic. Praznicul tăierii împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos se întâlnește cu marea sărbătoare a lui Vasile. Până și condacul praznicului de astăzi nu l-a putut să-l evite pe Sfântul Vasile cel Mare. Ci dacă în prima parte s-a vorbit despre tăierea împrejur a Domnului, în cea de-a doua parte și finalul condacului a făcut referire la Sfântul Vasile cel Mare. Deci aș îndrăzni să spun că stăpânul, căci praznicul de astăzi, tăierea împrejur a Domnului nostru, Iisus Hristos, stăpânul deci, a toate Creatorul, a luat cu drag alături de El pe Marele Vasilie. Și numai că l-a luat, dar l-a și așezat cumva alături de El și în cântări duhovnicești, căci toate cântările din ziua aceasta de astăzi ne l-au prezentat parcă cumva mai mult pe Marele Vasilie și într-o oarecare măsură parcă umbrind praznicul tăierii împrejur a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci iată două sărbători, tăierea împrejur a Domnului și cea de-a doua, praznicul Marelui Vasile, sărbătoarea Marelui Vasile, Vasile cel Mare, cum îl cunoaștem absolut toți. Mare la stat a fost, dar ca vârstă a trăit puțin, până în 50 de ani. Înainte de a pline vârsta de 50 de ani, s-a strămutat la locașurile de veci, iar la moartea lui a fost o îmbulzeală cum nici nu vă puteți imagina. Unii chiar și-au dat sufletul
în acea îmbulzeală care a fost la moartea marelui Vasile. Aș îndrăzni să spun, am mai văzut o astfel de îmbulzeală, am trăit-o de fapt, eu personal, poate și unii dintre dumneavoastră, cei care mai sunteți un pic mai în vârstă și care ați participat la moartea părintelui Cleopa, Elie. Și acolo a fost o îmbulzeală. Mi-am dorit să duc și eu un pic de sicriul, la sicriul părintelui. Și așa a fost o mișcare, încât lumea era purtată, sicriul era purtat pe deasupra tuturor, ca și al marelui Vasile. Și am ajuns deodată lângă el. Și m-am prins și eu de el și am mers până la cimitir. Dar de acolo nu s-a mai putut. Căci a fost dus pe deasupra. Atâta lume ce a fost la părintele Cleopa. Dar la marele Vasile, unii și-au dat chiar viața. De aceea cântările bisericii, cum ați auzit poate aseară la priveghere și ați fost, marea majoritate dintre dumneavoastră, din cei prezenți aici, din cei aleși, sunteți niște aleși, niște beneficiari ai darurilor lui Dumnezeu. Căci fiecare sărbătoare are și harul ei. De aceea să nu neglijați sărbătorile mari, praznicile împărătești, duminicile și toate celelalte sărbători, să nu le neglijați. Adică pentru oarecare trândăvie sau oarecare ni se pare nouă de multe ori că parcă aș fi obosit, dă-mi astăzi să nu mai merg la biserică. Ei nu, silește-te, căci atunci când te-ai silit, ai dobândit, ai intrat în bucuria sărbătorii și în bucuria praznicului și harul, darurile sărbătorii se revarsă asupra ta și le primești. Deci marele Vasile a fost numit într-una din cântările de aseară care au fost aici în slujba privegherii, a fost numit, comparat mai bine zis, cu marele Moise. Zice că tu, Vasile, care ai avut blândețea lui Moise, ai avut râvna lui Elie. Și pe aceea face apel cântarea la două persoane din Noul Testament. Și la cine? La Petru, la apostolul. Ai avut credința lui Petru. Și acum, stând aseară și ascultând că era vorba de o cântare chiar în timpul stihoavnei, de la vecernie, și mă gândeam acum, cu cine îl mai compară? Și odată aud, la înălțime te-ai asemănat cu Ioan, evanghelistul. Cu Ioan, auziți? Cu cine l-a asemănat? Cu cine l-a asemănat cântările bisericii pe Sfântul Vasile cel Mare. A treia sărbătoare de astăzi, care e o sărbătoare laică, dar cum biserica permanent a mers după al său popor și ai săi fii duhovnicești. Sărbătoare care a fost îmbisericită, anul nou. Nu este o sărbătoare bisericească, dar a fost îmbisericită. Ați auzit și aseară și astăzi, chiar dacă astăzi au mai omis părinții anumite cereri, ne-am rugat pentru înnoirea anului. Am cerut ca să vină ca această cunună a anului care a venit și în care ne aflăm să fie cu pace, să fie cu bucurie, să trimită pământului ploi bune la vreme potrivită, să trimită binecuvântarea sa în tot anul, să se reverse peste fața pământului binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci, a treia sărbătoare, anul nou, a fost luată, asimilată de către biserică, de acum pentru că noi cu toții o iubim. Cine dintre noi nu și-a spus aseară sau astăzi sau în zilele acestea la mulți ani? Cine nu s-a gândit că, iată, am pășit într-un nou an? Deși anul bisericesc e pe 1 septembrie, dar vedeți că 1 septembrie
oarecum, aș zice eu, a devenit umbrit. A trecut undeva mai la urmă. Puțin ne amintim, doar cântările bisericii și cei care cunosc, care sunt foarte apropiați rânduielilor. Pe când iată anul nou, a luat amploare în viața noastră și iată și cântări, iată și cereri speciale, bancă și evanghelie și rugăciune de mulțumire, toate ți-au fost puse pentru a ne bucura și pentru a fi alături de dumneavoastră, pentru a fi noi toți una. Și ce e mai frumos ca să fim cu toții una în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dragii mei, acum gândul meu și cugetarea mea se îndreaptă mai mult spre praznicul acesta de astăzi, spre marea sărbătoare a tăierii împrejur a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De unde și cum a apărut această sărbătoare? Încă din timpul patriarhului Avraam. Avraam, cine nu-și amintește de credința lui. Citiți capitolele 15, 16, 17 în mod deosebit și următoarele din cartea afacerii, din Vechiul Testament. Și veți afla acolo despre credința acestui patriarh al Vechiului Testament, cum el a fost chemat și cum a rămas statornic în credința sa. Și pentru că am amintit de credința lui, am să și amintesc un gest extraordinar al credinței sale. După ce Avraam a primit făgăduința de la Dumnezeu că urmașii lui vor fi atât de mulți precum stelele de pe cer, și după ce Avraam, deci, i s-a spus că va avea un fiu, ceea ce l-a și avut, la câtva timp după ce a primit pe fiul său Isaac, primește de la Dumnezeu poruncă ca să-l aducă jertfă. Să-l ia pe Isaac, să ia cărbuni, să ia lemne și să meargă undeva pe muntele Moria, în apropiere, și să-l aducă acolo jertfă lui Dumnezeu. Ce înseamnă jertfă? Adică să-l junghie și să-l jertfească ardere de tot pe acel jertfelnic. Mergând Avraam, i-a pus în cârcă lui Isaac lemnele, Avraam ducea focul în mâini, jăratecul, și pe cale întreabă feciorul tânăr: tată, iată lemnele, iată focul, dar unde e jertfa, unde e oaia de jertfă? Avraam, care știa ce urmează, știa ce i-a cerut Dumnezeu, răspunde într-un mod cu totul deosebit: se va îngriji Dumnezeu de jertfa sa. Deci nu îi spune lui Isaac: pe tine urmează ca să te jertfesc, ci îi spune doar atât: se va îngriji Dumnezeu de jertfa sa. Ajunge, îl așează lemnele, pornește focul, îl leagă pe Isaac cu mâinile de mâini și îl așează pe jertfelnic și ia cuțitul ca să-l junghie. Apare și în Sfântul Altar, în mod deosebit, această imagine, a jertfei lui Avraam, simbol de acum a jertfei lui Hristos. Și în acel moment, Dumnezeu trimite pe îngerul său și îl oprește pe Avraam și îi spune: m-am convins de credința ta, căci n-ai cruțat nici pe unicul tău fiu, deși ai primit făgăduință și știai că un singur fiu îți voi da, deși ai primit făgăduință, că urmașii tăi vor fi ca stelele de pe cer, totuși nu te-ai îndoit de porunca pe care eu ți-am dat-o,
și ai luat pe unicul tău fiul ca să-l aduci jertfă. De aceea, credința lui Avram face obiect de acum, aș zice eu, al Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Evrei. Aproape toată Epistola către Evrei, Sfântul Apostol Pavel în toată Epistola face apel la credința lui Avram, care prin făgăduință a dobândit moștenirea. Iubiții mei, Avram, după acest gest deosebit, a primit de la Dumnezeu poruncă pentru a se tăia în prejur, semn al legământului. Cum spune în Cartea Afacerii, capitolul 17, în capitolul 17, să vă tăiați în prejur și acesta va fi semnul legământului dintre mine și voi. Să se taie împrejur în ziua opta. Ce am auzit astăzi în Evanghelia care s-a citit? Cea de-a doua. Cea din tâi, Evanghelie, text, a fost al duminicii dinaintea botezului. Căci căzând anul acesta, botezul Domnului în zi de luni, între naștere și botez, avem o singură sâmbătă și o singură duminică. Și noi avem și duminica și sâmbăta după nașterea Domnului și sâmbăta și duminica dinaintea botezului Domnului, unde sunt pericope speciale. Și sunt îndrumări tipiconale de care noi, clericii, trebuie să ținem seama. De aceea astăzi s-a citit, în prima pericopă s-a vorbit despre Ioan Botezătorul. Dar în cea de-a doua, care este a praznicului de astăzi, s-a vorbit foarte frumos despre tăierea împrejur. De aceea am auzit astăzi spunându-se cum dreptul Iosif de acum a luat pe fiul său și a mers în a opta zi pentru tăierea împrejur. Și spune mai departe Sfânta Scriptură, Evanghelia de astăzi, copilul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era asupra lui. Apoi textul Evangheliei a praznicului de astăzi trece și amintește despre momentul în care Iisus, la vârsta de 12 ani, fiind în templu, învăța. Acolo învățând pe toți cei mai mari ai poporului iudeu, a rămas acolo, deși dreptul Iosif și Fecioara Maria se îndreptau deja spre Nazaret, gândindu-se că al lor copil este cu ceilalți, copii pe cale, observând că nu-i, se întoarce înapoi în Ierusalim și îl găsește în templu pe Iisus. Urmează un dialog dintre Iisus și Fecioara Maria. Amintesc doar numai un răspuns, răspunsul Domnului Iisus. Fiule, i-a zis Fecioara, de ce ne-ai făcut nouă așa? Iată, tatăl tău și eu te-am încăutat îngrijorați. Iar el a zis către ei, de ce era să mă căutați? Și acum răspuns cheie, oare nu știați că în cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Și spune Evanghelia mai departe, dar ei n-au înțeles acest cuvânt pe care le-a spus. Iar ea, Maria, păstra în inima ei toate aceste cuvinte. N-au înțeles în acel moment dreptul Iosif și Fecioara Maria, de ce Iisus a zis, au doară, nu în cele ale tatălui meu, trebuia să mă aflu? Iubiții mei, părăsindu-L pe al nostru Domn și Mântuitor, acum să ne îndreptăm cu mintea și cu inima către fiecare dintre noi. Căci fiecare dintre noi, cum am amintit de multe ori,
Suntem persoane unice, pentru că Dumnezeu a dat viață și fiecare dintre noi are în el suflarea de viață de la Dumnezeu. Și cum spune frumos tot în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, că omul s-a făcut cu suflet viu când Dumnezeu a suflat asupra lui. L-a plămădit și omul s-a făcut cu suflet viu. Iar în Eclesiast se spune că omul de acum, fiecare dintre noi, când vine sorocul, când părăsim acest cort, această cetate, trupul, Sfântul Apostol Pavel vede ca pe un cort, ca pe o cetate a sufletului nostru. Și spune mai departe, și Iov, înțeleptul, și la Iov se spune, până ce trupul se va întoarce într-o cere dintr-o care a fost luat, iar sufletul se va duce la Dumnezeu. Deci în această perioadă, noi, creștinii, ce avem de făcut? Răspunsul îl găsim în acest cuvânt cheie al lui Iisus. În casa Tatălui meu trebuie să fiu. Și va zice cineva, cum trebuie eu să fiu în casa Tatălui? Foarte bine și foarte ușor. Pașii i-am făcut. Primii pași i-am făcut fiecare dintre noi. Atunci când am primit la taina botezului numele. Căci fiecare dintre noi, în taina botezului, a primit câte un nume. Așa cum am auzit că și Iisus, în a opta zi, i s-a pus numele. Și i s-a pus numele Iisus, care nu înseamnă altceva decât Domnul este Cel ce mântuiește. Dumnezeu este Mântuitor. Domnul este Cel ce izbăvește. El este Mântuitorul. Căci numele de Iisus l-a auzit Fecioara Maria încă din momentul Bunei Vestiri, când i s-a spus că va naște un fiu de la Duhul Cel Preasfânt și îl vor chema Iisus, adică Dumnezeu Cel ce mântuiește. Alături de numele Iisus avem așezat numele de Hristos sau Hristos, care vine din latinescul Christos. Ei bine, numele de Iisus Hristos nu înseamnă altceva decât Dumnezeu Mântuitorul, Dumnezeu Cel ce mântuiește, Mesia, Cel prezis de profeți. Dacă cei din Vechiul Testament l-au numit pe Dumnezeu și au căutat să-i dea diferite nume, Elohim sau Iahve sau Elohim sau Savaot, Domnul Savaot, care nu înseamnă altceva decât a toate țiitorul, ei bine, noi, de acum, prin tăierea împrejur a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, numele Dumnezeului nostru este de Iisus Hristos, conform rânduielii sfinte și dumnezeiești. Așa cum Duhul Cel Preasfânt a grăit prin Arhanghelul Gavril. Numele lui Iisus Hristos, acesta a împodobit și împodobește sufletele noastre ale tuturor. Sfântul Apostol Pavel ne arată de nenumărate ori în epistolele sale că numele Domnului Iisus trebuie să fie de-a pururea înaintea ochilor noștri. De aceea, Sfinții Apostoli au propovăduit în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și numele acesta devine
piatra de temelie a Sfintelor Evanghelii. Numele Domnului nostru Iisus Hristos are trei dimensiuni. Mai întâi, este piatră de temelie. Ce au zis apostolii după pogorârea Sfântului Duh? Când au fost întrebați, ce să facem? Și Petru a răspuns, să se boteze fiecare în numele Domnului Iisus Hristos. Deci El este piatra de temelie. Predica Sfinților Apostoli se întemeiază pe numele Domnului nostru Iisus Hristos. Al doilea lucru este numele Domnului Iisus, este țintă pentru noi, scop al vieții noastre. Spre numele Lui ne îndreptăm și spre numele Lui facem toată mișcarea noastră. Iar a treia dimensiune, El, numele Domnului Iisus, este odihna noastră, dar și bucuria. De fapt, adevărată odihnă este bucurie și pace lăuntrică, este lumină. Dar toate acestea se întâmplă doar numai atunci când credem în mod deosebit și când numele, când noi am pronunțat numele Domnului Iisus, ne-am gândit nu numai la numele Său, ci la ființa Sa. Așa cum fiecare dintre noi, în taina botezului, am primit un anumit nume și numele de acum se identifică cu persoana, cu ființa fiecăruia dintre noi, când am zis Vasile sau Constantin, ei bine, ne-am și gândit la o anumită persoană, la o anumită ființă. Deci cel numele se identifică cu persoana, cu ființa. Așa și aici, în Iisus Hristos, de fapt, de la El, numele se identifică cu persoana. Și atunci când noi de acum, în viața noastră, când chemăm numele Domnului Iisus, nu chemăm doar numai un nume, ci chemăm pe însăși ființa Sa, chemăm pe Hristos în persoană. De aceea, când noi de acum ne unim în chip tainic cu numele Său, și ați auzit dumneavoastră despre rugăciunea lui Iisus sau despre rugăciunea minții sau a minții în inimă sau rugăciunea cea de taină sau rugăciunea isihaștilor, ei bine, rugăciunea aceasta nu este altceva decât invocarea numelui Domnului Iisus Hristos. Dar numele nu este singur, ci este însăși prezență și ființă și persoană. De aceea, cei care au citit viața, mi-a venit acum în minte a Sfântului Serafim de Sarov, când Motovilov era lângă el, ucenicul, și când a văzut fața lui strălucind ca soarele. Ce era atunci? Nimic altceva decât o prezență dumnezeiască a Fiului lui Dumnezeu, a numelui lui Iisus, a Duhului Celui Preasfânt, în Serafim. Și fața lui strălucea. Ei bine, creștinul, noi, fiecare dintre noi, prin taina botezului, afundându-ne în apă, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, primim pe Hristos în inimile noastre. Devenim creștini. A fi creștin înseamnă a fi purtător de Hristos. De aceea creștinul adevărat nu se rușinează în a merge la Sfânta Biserică,
nu se rușinează în a-și face semnul Sfintei Cruci, nu se rușinează în a avea la căpătâi Sfintele Evangheliei, nu se rușinează în a mărturisi că El este creștin. Pentru că cel, spune Sfântul Ioan, Evanghelistul, epistola de care am amintit aseară, 1 Ioan 4, versetul 4, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 4, în a doua parte a versetului, zice el foarte frumos, cel ce este în lăuntrul vostru este mai mare decât cel ce este în lume. Cred că fiecare a înțeles de acum mesajul, că fiecare dintre noi îl avem pe Hristos înăuntrul nostru și El Hristos, pentru că îl avem, El din lăuntrul nostru este mai mare decât oricine, oricare altă persoană din lumea aceasta. De aceea, isihaștii, părinții, s-au odihnit într-o această rugăciune neîncetată în chemarea numelui Domnului Iisus. Deci datoria noastră acum, aș zice eu, în această zi, e să cugetăm la numele Domnului Iisus mai mult, să cugetăm la tăierea noastră împrejur, adică la botezul nostru, la numele pe care l-am primit. Căci numele nostru, al fiecăruia pe care l-am primit, trebuie să arate că într-adevăr pot numele unui sfânt. De aceea vă și îndemn în această zi că atunci când botezați un copil sau când vă dă Domnul prunci să le puneți nume ale sfinților noștri din calendar. Pentru că acel sfânt cu numele de acolo din calendar, este numele atrage după sine și ființa, persoana, dar nu numai atât, ci și virtuțile și darurile pe care le-a avut persoana, sfântul respectiv. Și în felul acesta ne facem și noi părtași la bucuria, sau mai bine zis, la scopul, la temelia mai întâi, la scopul și la ținta. La ținta spre care trebuie să alergăm fiecare dintre noi. Despre rugăciunea Doamnei Iisuse s-a vorbit mult și nu ne-am propus ca în această zi să vorbim despre ea mai mult, ci doar atât, să ne silim. Și aș pune o întrebare, oare ar fi cineva pe aici prezent care să nu fi auzit de rugăciunea Doamnei Iisuse? N-aș crede. N-aș vrea să știu vreunul care a auzit mai mult de yoga și n-a auzit de rugăciunea lui Iisus. Că sunt tineri care au alunecat, pentru că yoga nu invocă nicio persoană transcendentă, nu invocă pe nimeni, niciun Dumnezeu, ci e o practică care nu aduce absolut nimic. Pe că rugăciunea lui Iisus aduce trăirea adâncă, intensă, a prezenței lui Iisus. Cum vă vedeți și cum vă văd. Așa sunt isihaștii în prezența lui numelui Domnului nostru, Iisus Hristos, când ei îl chemă în inimile lor. Dar nu vine fără de smerenie și fără de dragoste față de aproapele. Dacă nu ai lumină și nu ai dragoste față de aproapele și nu ai o credință adâncă, statornică, nu te poți bucura de roadele Sfintei rugăciuni acesteia neîncetate. Iubiții mei, datori suntem ca să chemăm numele Domnului Iisus. Și acum am să aduc ca mărturie, pentru că anul acesta am vorbit mai puțin despre Sfântul Vasile cel Mare,
am să aduc ca mărturie o întâmplare din viața Sfântului Vasile cel Mare. Am mai spus-o aici în mijlocul dumneavoastră. Un tânăr stăpânit de anumite pofte din aceste necuvincioase trupești, îl cheamă pe diavolul, pe Satan, în sprijin, pentru a-și îndeplini poftele sale. Și Satan îi zice, dacă îmi vei da în scris, atunci îți voi îndeplini. În cele din urmă îi dă în scris și i-a cerut să-i dea în scris cu propriul sânge, să-i dea un zapis, că se leapădă de Hristos și că va sluji de acum lui. Și i-a dat zapisul în mâna lui Satan. Ei bine, ce a urmat, nu mai prezentăm doar finalul. Ce înseamnă a chema și a invoca numele Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sfântul Vasile, mergând către biserică, l-a întâlnit pe acel tânăr, care de acum și-a dat seama de greșeală și a mărturisit greșeala la Sfântul Vasile, i-a spus și diavolii nu-l lăsau pe acel tânăr, nu voiau să-l scape de mână. Și Sfântul Vasile a închemat întreaga biserică, adică pe toți creștinii, așa cum suntem și noi aici adunați, și Sfântul Vasile spune tuturor să-și ridice mâinile și să se roage la Dumnezeu pentru acel tânăr. Și diavolul strigă în auzul tuturor, mă nedreptățești, Vasile! Și Vasile nu ia aminte și strigă către popor. Toată lumea să zică, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Ce este rugăciunea, Doamne miluiește? Rugăciunea, pe scurt, aceasta a minții, a chemării numelui Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Zice că și atunci nu a mai putut rugăciunea bisericii, a biruit puterea lui Satan. Și au văzut toți cum diavolul, cum s-a luat din mâna lui Satan acel zapis și l-au văzut toată lumea căzând din mijlocul bisericii acel zapis din mâna lui Satan. Și Vasile îl ia și îl arată tânărului. Acesta ți este zapisul, acesta ți este înscrisul pe care tu l-ai dat și îl recunoaște. Și l-a luat după aceea, desigur, și l-a apropiat și l-a împărtășit cu Sfintele și Preacuratele Taine. Am amintit această întâmplare din viața Sfântului Vasile cel Mare, pentru că este deosebită și care ne arată nouă ce înseamnă a chema numele Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În viața noastră de creștini întâmpinăm și bune și rele, dar dacă avem numele Lui, cum spune Sfântul Apostol, că tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui și într-un numele Lui absolut ne vom izbăvi de toată ispita și încercarea. Fiind acum la început de an și un an deosebit, centenarul Marii Uniri, de vom chema numele Domnului, vom fi români cu adevărat, vom fi creștini cu adevărat, ne vom sili ca să facem din numele Lui Iisus o prezență în inima și în mintea noastră, atunci dragostea, bunătatea, blândețea vor fi la îndemâna noastră și vom ști și ce să facem, cum să ne călăuzim pașii, cum să ne ducem viața, cum să ne comportăm cu ceilalți din jur. Atunci bunătatea, blândețea vor fi faptele pe care Dumnezeu le gândește și le vrea de la noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să ne silim în anul acesta cât mai mult a chema numele Domnului Iisus și a fi cu El. Căci a fi este ținta și scopul vieții noastre. Amin.